Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Cei drept având în ultimul timp o slăbiciune către zona Middle Eastern a parfumeriei. Înainte să purcedem la videoclipul nostru de astăzi și anume top 10 parfumuri florale, hai totu să nu zic pentru primăvară, deoarece vremea la noi în ultimul timp e clar pe două fronturi, da? avem ori vreme rece, ori vreme caldă, dar ieșim din zona a la meteo, a la busu, să vă spun My Scent of the Day, parfumul zilei cel port astăzi. Astăzi, când filmez, este marți, iar uh, promit în mod solemn că voi veți vedea acest videoclip tot astăzi, undeva pe seară. Vine de la agent, provocator și se numește Cosmic. Aceasta este butelcuța, iar parfumul în sine regret din suflet că este un parfum discontinuat. De ce? Pentru că avem aici mojito, avem pere zemoase, delicioase, suculente, avem totuși și un vibe, un vibe, o atingere, o adiere, ceva reminiscențe de Bacara 540, dar pe ansamblu pentru mine este acel parfum floral, floral fructat de primăvară, totuși să-i spun. Foarte, foarte fain. Nu l-am mai văzut în ultimul timp, l-am văzut dacă nu mă înșel acum vreo 2-3 luni pe un site și era la un preț de 400 și ceva de lei în condițiile în care eu am achiziționat această butelcuță de 100 de mililitri de pe site-ul Parfimo cu 60-65 de lei, pe undeva pe acolo. Așadar, nu uitați să-mi lăsați și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Uh, disclaimer, înainte de a trece la cele 10 parfumuri, am uh, ușa balconului sau terasei, sau cum vreți să-i spuneți, deschisă și s-ar putea să, nu știu, sper să fie liniște. Da, atât, atât. Bun, haideți să începem să vorbim despre cele 10 parfumuri. Am căutat în mare parte să uh, selectez acele parfumuri despre care eu nu prea am vorbit sau care momentan nu au recenzii și dacă mă uit bine cu atenție nu au recenzii la mine pe canal. Urmează recenzie pentru fiecare parfum în parte și variante de layering cum v-am obișnuit, însă sunt atât de multe noutăți și apariții pe bandă rulantă încât jur nu știu ce să filmez mai repede. Da? Primul parfum despre care vom vorbi este acel parfum uh, classy, uh, oarecum atemporal, fără vârstă. Vine de la casa Hemani și se numește Coral Blush. V-am mai vorbit eu câteva cuvinte despre el în acest videoclip, însă urmează să vorbim îndelung pe îndelete despre el, pentru că este un parfum, sinceră să fiu, nu prea aveam mari așteptări, Bine, eu nu prea am nu prea am mare așteptări în um, ceea ce privește casele noi întâlnite, da, iar casa aceasta Hemanii, acest Coral Blush este primul parfum care pe care l am eu de la ei. Îl puteți găsi pe site-ul celor de la Dubai Sol Ca de obicei, în bara de descriere veți avea link pentru fiecare din cele 10 parfumuri și. Aici avem acel floral, proaspăt, fin dulceag, foarte, foarte um, aroma aceea feminină, aroma aceea elegantă, dar versatil totodată. Se deschide oarecum zemos, da? avem aici o zmeură, avem ceva mandarină, dar genul acela de mandarină decojită, da? Nu este mandarina aceea cu tot cu coajă, nu este izul acela citric astringent întâlnit în produsele de curățenie. Însă, ce avem aici? Vedeta acestui parfum, mai ales acum după ce el s-a așezat, în opinia mea și pentru simțurile mele, este nota de crin. Avem un crin aici extrem de natural redat. Este o notă care oarecum iese în evidență în, întrega, în, în întregul parfum, în întreaga compoziție. Însă, acest crin este ca și cum um, s-ar sprijini sau este acompaniat de un trandafir. Însă nu vă gândiți, știți că eu nu iubesc nota de trandafir, cam greu să-mi placă un trandafir în parfumerie, însă trandafirul din acest coral blush este acel trandafir uh, cruduț, tinerel mai degrabă. Iar toate aceste frumuseți, da, toate aceste note, pur și simplu se odihnesc pe un uh, pat de mosc. Și ceva atingeri fiind de tot caramelicioase, da? Dar, tot aici, în bază, alături de Mosc și atingerea aceasta de caramel, aș putea spune că putem întâlni și acel, sau cel puțin eu una personal, resimt și acel santal uh, cremos, era să spun caramelicios. Dar, da, este acel parfum uh, floral. Rar, rar îmi plac mie, de fapt veți vedea în, în întreaga selecție, rar întâlnesc eu un parfum floral și atât, da, clasic, pur floral, care să-mi placă. Cu toate că anul trecut, dacă mi-aduc eu bine aminte, o să vă inserez pe undeva pe aici, am făcut un videoclip tot așa cu ceva florale. Însă categoric Coral Blush este acel parfum elegant, dar versatil totodată. L-aș purta și la birou dacă ar fi să selectez o locație pentru el Dar este izul acela oarecum romantic da? Te duce cu gândul la o femeie romantică La o femeie ce poartă o rochie de un um, piersiciu Nuanța aceea de piersiciu Foarte, foarte fain Foarte fain Următorul parfum despre care voi vorbi este acel floral ambrat, l-aș cataloga eu, un parfum care face parte cu succes din selecția aceea, parfumuri ce înseamnă rojin. Da, este și acel videoclip pe listă, va urma și el cu siguranță. Este un parfum cu care eu pur și simplu v-am terorizat anul trecut. Începând de pe acum sau nu mai știu, nu am idee, dar v-am vorbit foarte multe despre el. Sunt multe videoclipuri, este unul din iubirile mele pe viață, vine de la casa Afnan și se numește Rar Passion. Deci dacă nu ați pus mâna până acum pe acest parfum, o să caut să vă inserez pe aici videoclipuri în care eu v-am mai vorbit despre el. Vai de viața mea! Deci nu, acest parfum, credeți-mă, vă trebuie. Da? Deci vă trebuie. Rar Passion pentru mine este oricum genul acela de parfum all season. L-aș purta oriunde, oricând, da? Eu îl port chiar și vara, nu mă deranjează din contră, am impresia că în perioada caldă, da, primăvară, vară, pur și simplu rar Passion strălucește la adevărata sa putere. Am impresia că nu știu, se dezvoltă altfel. Cel puțin asta este chimia care o face pe pe pielea mea. În deschidere veți întâlni acele citrice cremoase, da, nimic uh, fresh, nimic răcoritor, sunt ca și cum, cum să spun eu, mai degrabă o cremă, o spumă de citrice, da? Iar avem aici un trandafir pudrat, cremos, dulceag, mosc, însă nu este moscul acela animalic, nu este nici moscul acela uh, de tip uh, balsam de rufe din zona balsamurilor sau detergenților de rufe. Este pur și simplu cel mai pufos și delicios mosc întâlnit de mine cel puțin la ceea ce înseamnă sau la ceea ce ne oferă casa afnan. Categoric. Bine, nu sinceră să fiu, dacă ar fi să lucrez, să am colegi de muncă da, la un birou sau într-o corporație sau ceva de genul, nu cred că aș purta rar passion, da, nu cred, pentru că are acel ceva, nu este un floral banal și atât, da, are acel ceva de femeie senzuală, are acel ceva de femeie uh, sexy, jucăușă oarecum, dar categoric un preferat de-al meu pe viață de la Casa Afnan și dacă tot am vorbit despre rar passion, de ce să nu vorbim și despre frățiorul sau suriorul său, rar Tiffany? Te pup să rămână mult pentru el. Acest parfum mi-a fost dăruit undeva în iarnă, dacă nu mă înșel eu, de cineva care mă vede acum, însă dorește să rămână anonimă. Aici avem din nou un floral ambrat, însă, însă, acest Rar Tiffany, uh, scuzele mele, am uitat să spun, Rar Passion nimic Middle Eastern, Coral Blush nimic Middle Eastern. Rar Tiffany este o explozie de flori galbene și flori albe. Dacă nu sunteți în zona acestor acorduri, acestor note s-ar putea să fie deja mult prea mult pentru dumneavoastră. Este genul acela de parfum cu trenă lungă, bombă, bombă florală. Deci pur și simplu, în momentul în care purtați rar Tiffany, categoric toată lumea va ști că sunteți parfumată cu... Hai, poate nu toată lumea îl știe, dar toată lumea va resimți acel buchet uriaș de flori albe și galbene, da? Combinate. Însă, dry down-ul este unul, cel puțin pe pielea mea, dulce spicy, aș putea spune, um, deoarece, din câte știu, au, uh, are listat în bază ceva caramel și piper roz, dacă nu mă înșel eu. Este, oricum, nu este dulcele acela banal, nu este dulcele acela copleșitor, din nou, mi se pare acel parfum floral foarte, foarte elegant. E acel parfum de cucoană, cum spun eu. Este și cald și proaspăt totodată, da? De mult timp îl aveam pe listă, însă, ca de obicei, apar, apar și altele. Apar alte și alte parfumuri și eu nu reușesc să bifez tot ceea ce am pe listă. Dacă ar fi să pun degetul pe ceea ce resimt eu cel mai mult în acest parfum, ar fi mai degrabă un buchețel de ylang-ylang și ceva iasomie. Însă nu tindeți către uh, iasomiea aceea de pe altă planetă din alien. Nu. Este o iasomie aici, însă este oarecum temperată de nota de ylang-ylang dar foarte, foarte fain. Din nou, un parfum ce l-aș purta la un restaurant chiar și pe timpul zilei, un parfum pentru, nu știu, o plimbare, ceva de genul. Foarte, foarte fain. Categoric. Și știu că m-a mai întrebat cineva dacă Rar Passion, îl țin și invers, da. Dacă Rar Passion este un flanker pentru Rar Tiffany, în opinia mea, nu au nicio legătură. Da? Sunt parfumuri de sine stătătoare. Nu resim nimic în rar Passion, din rar Tiffany și nici invers. Da? Dar foarte faine. Foarte, foarte faine. Nimic Middle Eastern, doar pur și simplu eleganță. Da? Și dacă v-am pomenit la Rare Tiffany despre iasomia aceea Extraterestră, întâlnită în Alien. Următorul parfum, care pf, nu credeam să îl beau atât de mult, atât de repede, vine de la casa Ajmal, și bineînțeles este Sacrifice for Her sau o altă variantă de Alien. Da? Jumătate din el este PAF și la revedere! Uh, e drept, el vine în varianta de 50 de mililitri, însă, cu siguranță, în momentul în care voi termina această sticluță, îl voi recumpăra și îl voi recumpăra și îl voi recumpăra la infinit, ori de câte ori îl voi consuma. Mie, cel puțin, ca iubitoare de Alien original, mi se pare extrem de apropiat nu de varianta actuală, ci de beciul vechi da? Dar, din nou vă spun, extrem, extrem de apropiat de beciul vechi Iar persoanele din jurul meu Bine, cei ce mă apropiați, familia da? Ce știu că acum câțiva ani de zile a... Ce știu că acum câțiva ani de zile Alien era parfumul meu semnătură oarecum în momentul în care port acest ajmal sacrifice for her, ei nu reușesc să facă diferența. Da, toată lumea îmi spune râzând ai revenit la, la alien. Însă, nu. Uh, nu este acea iasomie domolită, nu este acea iasomie indolică, este pur și simplu acea iasomie din altă galaxie, aș, aș spune eu. Iar, în uscare, cel puțin pe pielea mea, presimt în acest parfum o vanilie, o tentă de vanilie cu ceva note minerale. Da? Este acolo o chichiță, un chizibuș care, din nou, eu resimțeam treaba asta cu beciul vechi de alien. Așadar, dacă sunteți iubitoare de alien și dacă ați cunoscut alien în perioada sa bună, aș mai sacrifice for her, e fix ceea ce aveți nevoie. Și dacă am vorbit de aș mai sacrifice for her și de acest ADN de Alien, următorul parfum bine de la Fragrance World Dubai Collection, da, roș 25 pentru 5% discount. Și da, momentan nu este în stoc, urmează să revină. Apropo, pe Fresh Family v-am pus chiar azi de dimineață faptul că uh, gama Autobiography de la Paris Corner vine în straie noi, cum îmi place mie să spun, și uh, v-am lăsat și linkul pentru a vă înregistra pe listele de precomandă. Ce înseamnă treaba asta că tot m-ați întrebat cu liste de precomandă? În momentul în care produsul acesta, de exemplu, revine în stoc, dumneavoastră primiți un mail în care sunteți înștiințați sau înștiințate că a revenit în stoc. Bun. Pink Fame ha oh. Nu, că pe ăsta trebuie să-l pufăi. Pink Fame de la Fragrance World este acel parfum inspirat din Alien Goddess. Și da, da. Doamne Dumnezeule, deci ador acest parfum. Ador. Este acel flo floral alb cremos cu uh, ceva atingeri exotice. Da? Doamne măicuță. Dar dacă... Exact cum v-am mai spus și în videoclipul în care v-am vorbit câteva despre acest parfum. Dacă nu vă place Alien, varianta originală, atunci s-ar putea ca Pig Fame să nu fie o alegere tocmai fericită pentru dumneavoastră. Deoarece aici se resimte destul de bine ADN-ul lui Alien original. Însă, exact cum v-am mai spus, este acea... Um, Zeiță extraterestră, oarecum tropicală, da? Avem atingerea aceea de nucă de cocos, nu este una nefericită, nu este una sintetică, este una foarte, foarte fină, redată. Și acea vanilie bogată, vanilie pufoasă, cum îi spun eu, la modul că este, de fapt, un duo, și anume vanilie și cașmir, da? dar foarte, foarte fain și acest parfum cu siguranță e una cel puțin îl voi purta și în perioada caldă fără a mă simți copleșită sau sufocată de el. Da, da. Exact cum vă spuneam la începutul clipului, nu sunt în zona parfumurilor florale simple, nu. Mie dați-mi floral acvatic, floral ambrat, floral oriental, da? Floral și ceva. Iar Pink Fame este fix ceea ce trebuie. Pentru că da, exact cum v-am spus și mai devreme, iubesc ADN-ul lui Elian. Bun. Cu scuzele de rigoare, minutul 20 am ajuns la jumătate. Următorul parfum este un floral fructat. Vine de la casa Armaf și sărăcuțul a avut parte de un accident în sensul că el aici avea un lănțișor pe care în momentul unboxing-ului eu când am rotit mâna să vă arăt sticla, am reușit să-l și rup și am încercat să-l pun la loc, dar ce să vezi, am două mâini stângi. Dar revenind la Armaf Club de Nui Woman, da, da, Um, acest parfum a fost achiziționat blind și sinceră să fiu, nu a fost un big love de la primul nas. De ce? La primul nas, o oh, ce fain e acum, la primul nas mi s-a părut extrem de șarp, cum se spune, extrem de ascuțit, nu știu, avea ceva ce mă deranja Însă, după 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, după 3 săptămâni a devenit cu totul altceva. Tot în videoclipul de anul trecut știu că v-am vorbit despre Coco Mademoiselle. Dacă nu mă înșel, am terminat o sticluță mai am decât una. Parcă, parcă așa mi-aduc eu aminte. Iar acest Armaf Club de Nui Uman, în opinia mea, știu că multă lume spune că este inspirat din Coco Mademoiselle pentru mine și pentru felul în care îl percep eu este un 80% Coco Mademoiselle plus 20% Coco Mademoiselle Intense. Intens. Da? Eu personal acest Armaf Club de Nui Uman așa îl percep. Are acea deschidere citrică specifică lui Coco Mademoiselle, dar avem și Iasomie, din nou, acel trandafir tânăr, nimic prea mult, nimic bulgăresc, nimic complicat, nimic de dulceață, da? Este în limitele acceptate de mine, trandafirul din acest parfum. Iar, pe măsură ce se dezvoltă, devine mai cald, moscat, vanilat, aș putea spune. Dar, um, avem aici un paciuli Pământiu, ca să mă exprim așa, în bază, care ar putea să fie mult prea mult pentru câteva dintre dumneavoastră. Uh, știu că mami l-a testat la mine și în momentul în care a ajuns la bază, pur și simplu a mers și s-a spălat pe mână, nu a putut cu paciului din acest parfum, cu paciului din bază. Eu îl duc, <laughs> nu este nicio problemă pentru mine și este din nou la fel precum uh, Coral Blush de la uh, Hemani. Este oarecum în aceeași zonă de aromă. Nu pot spune că cele două parfumuri sunt inspirate ambele din Coco Mademoiselle Intens, din Coco Mademoiselle sau Coco Mademoiselle Intens, ceea ce pot spune în momentul de față, pentru că vedeți cât am purtat din acest uh, Coral Blush, este că eu îl percep pe acesta ca fiind oarecum văr cu acest parfum. Da? Ca profilul olfactiv, ambele fac parte din aceeași familie, însă nu, nu seamănă între ele, da? nu copiază sau nu sunt inspirate, nu se inspiră ambele din același parfum. Însă, ca profil olfactiv, ambele sunt din același loc. Următorul parfum, pentru că da, exact cum v-am spus, la mine trebuie să fie floral cu ceva. V-am vorbit câteva cuvinte în acest videoclip. Vine de la Latafa și are nume de șampon pentru mine și anume Latafa Maiar Natural Intense, da? Precum Pantene sau mai știu eu care parfum, uh, care șampon. <laughs> Aceasta este sticluța, v am mai arătat și conserva în care vine a la Jean Paul Gaultier. Însă, ce avem în Maiar, Maiar Natural? Avem da, avem un floral acvatic, în opinia mea. Normal la creatoarele de conținut din extern, pe care le urmăresc eu, l-am văzut ca fiind catalogat acel parfum floral, fructat, aquatic. Pentru mine este un floral aquatic, deoarece treaba aceea fructată, chiar dacă el s-a așezat, nu prea o percep eu atât de pronunțată, atât de bine conturată. Dacă ați vrea să achiziționați acest parfum blind, strict pentru nota de smochină, eu una percep aici acea smochină oarecum verde, da? oarecum crudă. Nu este smochina aceea coaptă. Însă, nu este un parfum urât, îl iubesc, da? Deci am ajuns la faza în care îl iubesc și cu siguranță vara aceasta îl voi turna pe mine. Are ceva ce mă duce cu gândul la uh, Aqua di Gioia, însă, în opinia mea, nu este un dup 100% pentru acel parfum, este mai degrabă un flanker, da? Este această Aqua di Gioia mai tânără, mai jucăușă, mai veselă. Îmi place Aqua di Gioia, Uh, nu l dețin deoarece pe pielea mea îmi las acel vibe matur. Nu știu, așa îl percep eu pe mine, da, chimia asta o are cu mine. Însă uh, aici am parte oarecum de acel ADN din o A A din <laughs> Deci nu știu ce am azi, jur. Am parte de acel ADN din Aqua di Gioia, însă este mai, uh, mai vesel. Da? Ceva de genul. Se așează în acel floral acvatic, fiind de tot sărat ozonic. Da? Cam asta, cam asta este cuvântul. Cam, a cam așa l-aș putea descrie în câteva cuvinte. Se simte slab de tot acea apă de cocos. În opinia mea, mai pronunțată și mai cremoasă și mai faină este în Pink Fame. De la Fragrance World, însă este acea apă de cocos, foarte apă, da, îți lasă pur și simplu senzația aceea lichidă. Nu știu cum să mă exprim. Este o apă de cocos cu ceva nu fără, dar foarte, foarte fain. Nu credeam vreodată, adică cel puțin anul trecut sau acum 2 ani, dacă cineva îmi recomanda un parfum floral acvatic. Cred că eram ceva de genul luat, dar se pare că în timp gusturile ni se schimbă. Dacă vi s-a întâmplat și vouă, scrieți-mi, și mie experiența voastră în secțiunea comentarii, și ajungem să iubim și parfumurile la care nu ne-am fi dus vreodată cu gândul. Exact cum este experiența mea cu, acea, cu acest Maiar Natural Intense pentru volum. Bun. Următorul este acel parfum pe care m-am îndrăgostit obsesiv chiar de la primul nas. Deci nu mă interesează macerarea lui, nu mă interesează absolut nimic. Îl ador. Deci îl ador. Pentru că TikTok made me buy it la tafa Musamam White Intense, care da, fix în aceste tui l-am primit, etui care se deschide ETH Și da, se pare că și la tafa are o obsesie și anume cu serpisori, da? Plin de șerpișori la la tafa, plin, plin. Dar, Hai că am reușit să-l scot. Această sticlă este o armă albă. Tot am zis că o să o cântăresc până la urma urmei, nu știu. Îmi lasă senzația că pur și simplu are un kilogram sticla asta. Cred că este cea mai grea sticlă a casei la tafa, cel puțin din tot ceea ce dețin eu. Și avem acest ferpiseor, și ce să vedeți că la ochișori s-au gândit să-i pună și două petre. Dar, dar, trecând de ambalaj, mirosul în sine, deci capacul ăsta ucide. Dar și sticla, chiar și fără capac, e destul de grea. Bun. Doamne Dumnezeule, cum miroase parfumul acesta? Deci cum miroase? îl ador de la primul nas. Și am început prin a vă spune că TikTok made me buy it, însă, însă, am văzut câteva recenzii sau câteva păreri pe TikTok și erau acolo niște tipe care spuneau că acest musamam white intens de la Latafa pe ele le duce oarecum în zona Ani nișane. Acum știu știu, știu, nu-mi săriți în cap. Fiecare percepem diferit, da? Eu v-am spus-o și o să mă repet până când o să închid acest canal de YouTube. La modul că fiecare percepem parfumurile diferit, ce simt eu într-un parfum, dumneavoastră nu veți simți, ce simțiți dumneavoastră, eu nu voi simți. Dacă pe mine persistă 7 ore, pe dumneavoastră poate persista 10 ore sau 4 ore, da? Suntem diferiți, slavă Domnului, și. Și. În opinia mea, este acel floral. Am, nu, floral ambrat. Floral lemnos fiind pudrat. Da? Așa aș cataloga eu Musama White Intens de la Latafa. Iar ca aromă, ca miros în sine, pe mine de la primul puf m-a dus. Uh, de la primul puf, da? de la prima testare, m-a dus undeva într-o zonă de gri combinat cu cristal noir de la Versace EDT, însă cu ceva flori galbene adăugate. Așa l-am perceput din start și așa îl percep și în momentul de față. Este un parfum. Ce miroase exagerat de scump, în opinia mea. Bine, a fost și undeva la 200 și ceva de lei, dar, dar. E genul acela de parfum all-season, e genul acela de parfum ce îl poți lua în considerare ca pe un parfum semnătură și. A avut ceva citric în deschidere, însă din nou nimic astringent. Însă, eu resimt foarte, foarte bine aici un santal cremos. Habar n-am notele în momentul de față, oricum la fiecare, da, vă spun și eu acum când am ajuns la finalul clipului, că la fiecare veți avea inserate pe undeva notele, însă, pentru mine, asta înseamnă Musamam White intens. Este uh, un dulce fin de tot exotic, foarte foarte fin exotic. De aceea spun că, în opinia mea, îl puteți purta pe tot parcursul anului. Nu este, dacă ar fi din nou să fac o comparație cu Pink Fame am ales Pink Fame deoarece este singurul, de fapt acestea două, sunt singurele florale cu ceva atingeri exotice din selecția de azi. Și dacă ar fi să-l compar cu Pink Fame, Pink Fame este o idee mai exotic față de acest Musamam White Intense. Dar categoric este divin, divin, divin. Cred că la Vintage Radio. Da, la Vintage Radio mi s-a întâmplat să îl ador pur și simplu de la primul puf, de la primul nas, de la prima testare. Iar acum Musamam White intens, este al doilea parfum din această categorie. Și am ajuns la ultimele două, dar nu cele din urmă. Și, țineți-vă bine, dacă sunteți aici de pe la începuturi, ca să mă exprim așa, știți că nu prea sunt prietenă nici cu nota de tuberoză și detest Neroli. Însă, însă, eu sunt acea ciudățenie a naturii care detestă nota de Neroli, însă nu spune nu unei flori de portocal pudrate. Dar, dar. Următorul parfum este. Are în compoziție tuberoză și neroli, și eu sunt fiartă pe el. Vine de la casa Alanic și se numește White Gardenia. Și credeți-mă, este un parfum de care aveți nevoie. În ciuda prețului plătit undeva la 90 de lei, dacă nu mă înșel, acest parfum este 95% Toamne. Este 95% Truth or Dare de la Madonna. Un parfum ce l-am avut de două ori, dacă nu mă înșel, două sticle am băut din el și în momentul de față este discontinuat și în momentul de față se găsește extrem, extrem de greu. Însă nu mă mai agit să-l caut pentru că există White Gardenia de la Alanic. Este un floral alb cremos, aș putea spune, sofisticat, elegant. Clar, nu este acel parfum sau cel puțin, asta spun eu acum, în momentul de față. Nu este acel parfum de mers la piață, da? Însă, dacă iubiți Trutor de la Madonna, s-ar putea ca în momentul în care puneți nasul pe White Gardenia de la Alanic, să-l purtați oriunde și oricând. Da, de asta spun că e cam cu dute vino recomandarea mea în uh, referitoare la locurile unde puteți purta acest parfum. Este aici o tuberoză de tipul gumă de mestecat, ca să nu spun bubblegum. Um. Nu este acea tuberoză bătrânicioasă, bătrânească de care mi este mie teamă, iar nota de neroli nu îmi lasă senzația aceea. Eu, pur și simplu, când resimt parfum cu neroli, tușesc. Da? Deci, reacția asta o am la nota de neroli. Aici nu știu cum este echilibrat, nu știu în ce cantitate este, însă, pur și simplu. Um, în opinia mea, și după atâtea purtări, am impresia că atingerea asta de neroli oarecum ajută tuberoza să fie pe gustul meu. Nu știu de ce eu văd neroli și tuberoza din acest parfum ținându-se de mână. <laughs> este genul de parfum care pur și simplu radiază energie feminină deci nu-ți transmite nimic decât energie feminină. Îl văd purtat din nou la o uh, cină, de ce nu? Însă l-aș purta clar și ziua. Din nou ajung la faza la care vă spun, până la urma urmei fiecare poartă ce vrea, unde vrea, cum vrea și cât vrea. Dar, din nou, eu în calitate de persoană care a jelit trutor de la Madonna, Categoric white gardenia este 100 din 10 pentru mine. 100 din 10. Și dacă nu ați testat sau nu cunoașteți Strutor Der de la Madonna, însă vă place o tuberoză bună în parfumuri, white gardenia. Și am ajuns la ultimul, dar nu cel din urmă, care este un new entry în casa mea și un parfum Uh, achiziționat blind, însă dragoste categorică de la primul puf Este un parfum uh, care e un alași cataloga floral oriental Vine de la Haifa și se numește Mani. Aceasta este mândrețea de sticluță Spun mândrețe de sticluță deoarece mie îmi place foarte, foarte mult E o sticlă grea, e o sticlă bine lucrată și ce ne spune nouă parfumul? Parfumul acesta, Doamne Dumnezeule! Se deschide fructat zemos. Avem licii, fructe roșii, ceva ananas. Iar, pe măsură ce se dezvoltă, își fac apariția o magnolie frumoasă o frezie foarte, foarte aromată. Iasomie, însă nu este iasomie indolică, nu este iasomie extraterestră, este, dacă are sens, dar e una cel puțin așa o percep, o iasomie pudrată. Da? Are mani o acea iasomie pudrată. Baza acestui parfum, dry down-ul final, este ceva Lemnos ambrat cu fine, fine atingeri de mosc, însă este moscul acela pufos și un vetiver care echilibrează întreaga compoziție. Pentru mine maania a fost o surpriză. Nu mă așteptam sinceră să fiu, mai ales că este ADN original, să întâlnesc o astfel de aromă cu siguranță eu aș purta așa ceva chiar și vara. Cu toate că l-am purtat zilele trecute și acest mani pe pielea mea are acea chimie de beast mode. Persistă undeva până la 9 ore, dacă nu mă înșel. Cert este că l-am simțit și după duș, iar ca și undeva la 3 ore. Da, este pur și simplu o bombă, nu miroase nimic Middle Eastern aici, de fapt nimic din toată selecția de astăzi, niciunul din aceste parfumuri nu veți găsi izul acela tipic Middle Eastern. Pur și simplu ești acea Sheherzada în 1001 și una de nopți când porți acest parfum, da? floral, ori, floral oriental lemnos, acum că îl miros pe blotăr. De fapt așa l-aș cataloga, dar foarte, foarte fain, foarte fain, dar din nou este un parfum extrem de puternic. Așadar, cel mai bine mergeți într-una din locații și testați-l personal. Bun, cam atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Um, nu uitați să-mi lăsați și mie în secțiunea... Comentarii ce parfum purtați voi astăzi și lăsați-mi și mie top 10, top 5, top 3, ce vreți dumneavoastră, câte vreți dumneavoastră, parfumuri florale. Da? Fie că sunt parfumuri florale și atât, fie că sunt genul acesta care, pe care se pare că îl prefer eu, da? ori floral oriental, floral ambrat, floral acvatic și așa mai departe. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și nu uitați să mi dați și mie un like la acest videoclip. Ajută foarte mult ca YouTube să împărtășească, da, acest videoclip și cu alte persoane ce nu s-au abonat și dacă nu vreți să mi scrieți ce parfum purtați sau uh, topul dumneavoastră preferat. Lăsați-mi și mie o inimioară, o steluță, o ce vreți dumneavoastră în secțiunea comentarii. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat!